Zi neagră pe șoselele din România. Un bărbat a murit, iar alte trei persoane sunt în stare gravă după ce au fost implicate în accidente cauzate de șoferi neatenți. În Argeș, o mașină care s-a răsturnat a ajuns peste o femeie care abia ieșise din curtea casei sale, iar la Câmpul Lung Moldovenesc, un bărbat a fost omorât chiar pe trecerea de pietoni. Final tragic pentru un bărbat de 70 de ani din Câmpul Lung Moldovenesc. În timp ce voia să traverseze strada, acesta a fost lovit chiar pe trecerea de pietoni din centrul orașului. Pe imaginile surprinse pe camerele de supraveghere se poate vedea momentul în care omul încearcă să fugă din calea mașinii când vede că vine spre el. A fost în zadar. La volanul mașinii se afla un tânăr de 19 ani care își luase permisul în urmă cu 4 luni. Mai în față. În Argeș, o femeie a ajuns la spital în stare gravă după ce a fost lovită de o mașină chiar când ieșea din curte. S-a întâmplat în comuna Mărăcineni. Se pare că șoferul autoturismului a lovit cu roata o bordură, iar mașina s-a răsturnat. Șoferul a rămas încarcerat și a fost nevoie de pompieri pentru a-l scoate. Ambele victime au ajuns la spitalul județean din Pitești. Femeia e în stare critică cu răni la bazin, cap și picioare, iar șoferul are traumatism craniocerebral. Și la Botoșani seara putea să se încheie tragic pentru trei tinere. La ieșirea dintr-o parcare, un tânăr de 19 ani nu s-a asigurat și a lovit în plin un alt autoturism, condus de o șoferiță de aceeași vârstă. Vehiculul lovit a fost proiectat pe marginea drumului, doborând un arbore și oprindu-se în următorul. Echipajul smurd ajuns la fața locului a preluat-o pe șoferița de 19 ani și una din cele două pasagere din mașina lovită și l-a transportat la spital în stare gravă. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, însă rezultatul a fost negativ.